Să fie Domnul. Amin. Îl binecuvântăm pe Tatăl nostru care este în ceruri, Dumnezeu nostru, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Prin Harul lui Dumnezeu, în această seară suntem în casa de rugăciune și se datorează bunătății și îndurării Lui față de fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a adunat pe toți la o altă. Fie că unii îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu sau alții mai puțin. Important este că Dumnezeu a pus în gândurile noastre, în inima noastră, dorința de a fi prezenți într-un loc ca acesta. Într-un loc ca acesta, unde spune cuvântul lui Dumnezeu și spune Dumnezeu Tatăl Ceresc, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Nu este privilegiul mai mare să-L ai din partea lui Dumnezeu decât să fii într-o casă de rugăciune. Mulți nu știm lucrul acesta sau poate nu ne dăm seama ce valoare are acest lucru să fii într-o casă de rugăciune. Spune cuvântul lui Dumnezeu că mai mult face o auzi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Prin faptul că ești în seara zilei de astăzi în locul acesta și vei sta două ceasuri, este o binecuvântare pe care Dumnezeu și-a revărsat-o peste tine și peste mine, slăvit și binecuvântat să fie numele Său. Și vrem să ne bucurăm în această seară împreună cu Dumnezeu. Pentru că El vrea la fiecare dintre noi să aducă bucurie și pace. Am vrea înainte de toate să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că noi ca oameni, prin puterile noastre, nu vom putea face nimic, pentru că tot ceea ce avem Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia dintre noi și lucrurile pe care noi le dobândim le avem datorită Harului Său. Pentru că îl cunoști sau nu-l cunoști pe Dumnezeu, într-o anumită măsură, Dumnezeu iubește întreaga omenire. Pentru că El a trimis pe Fiul Său în lume nu pentru un singur om, pentru o anumită mulțime sau pentru o anumită limbă, oameni care trăiesc sau o anumită culoare a pielei. Și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să mântuiască întreaga omenire. Și îl slăvim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar haideți să venim înaintea lui Dumnezeu să-i mulțumim. Lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Jertfe de mulțumire. Pentru că Dumnezeu știe de ce avem nevoie fiecare dintre noi. Și prin faptul că noi venim înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumim, în viața noastră, dacă este să fii un om mulțumitor, Dumnezeu nu rămâne indiferent, pentru că Dumnezeu cunoaște nevoile tale, nevoile mele, și prin faptul că trăiești o viață așa cum o trăiești, poate de multe ori mai e lipsă sau în bogăție, dar dacă îi mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu te va binecuvânta. Slăvit să fie numele Său. Așa cum stăm în picioare, haideți să venim înaintea Domnului să-i mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit. Mulțumim, poate, nu știu câți dintre noi am mulțumit pentru apa pe care o bem. Pentru acest ingredient care este, are nevoie trupul nostru, apa. Pentru că apa este viața. În apă este viață. Și fără acest ingredient, uitați-vă, cât am putea trăi. Cât am putea trăi. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit. Prin faptul că suntem în seara zilei de astăzi în locul acesta, Domnul să fie lăudat și binecuvântat, așa cum stăm pe picioare, vom veni cu o rugăciune de mulțumire. Amin.